Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Bendy and the Ink Machine. Și acum am făcut niște setări și muzica jocului se aude puțin mai încet. Nu puțin, cam chiar încet. Și cred că acum mă puteți voi auzi mai bine. Dăm pe begin, save 2, chat 5, continui. Așteptăm. Voi se încarce jocul. Bendy in the Hall of Jordan. Haide. Te rog, încarcă-te. Te rog. Please. Când se blochează, nu știu, de exemplu, când un loc ți se încarcă și este ceva lângă, ăla dispare și apare, dacă se blochează înseamnă că este pe un drum mai bun, din câte mi se întâmplă mie. Bun, și hai să văd acolo, chapter 5, nu mai știu numele. Aparent mi s-a întâmplat bug-ul. Și nu vreau să apăs loop 2. Mi s-a întâmplat bug-ul ăla. Desigur că trebuie să dăm quit. Begin. Și mai intrăm o dată. La chapter 5. În care nu-ți mai dă cutscene-ul. Cutscene-ul mă refer la... atunci când nu te poți mișca. Atunci în chapter 4. Când Bendy l-a omorât pe The Projectionist. Ăla-i un cutscene. Haide, Bendy, prin puterea mea te provoc. Să... te încarci. De ce îndeau un cutscene? Nu știu, mă lasă să mă joc direct, din câte știu. Bă, ce doamne se întâmplă? O să ia ceva mult timp, cu siguranță. Alo, Bendy, de ce nu faci fix ce zic eu? Atunci, dacă nu, dăm la select chapter. Nu-n chapter acum. Chiar, work hard, work happy. Happy, barla, papi. Mă sper să nu mai fie glitch-ul, dacă nu trebuie să iau... Ne. Domnule, joc Bendy, ce se întâmplă chiar acum? Sunt foarte, foarte curios. Gata, chapter 5, the last reel. În sfârșit! Nu văd în reflexie. I know that song. Everyone knows that song. I looked at it. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do.
One minute, we don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. Osmo décapitez. Special. Henry? Here. You must be hungry. Sorry, it's all we have. Ce te bat eu? Aia era pupica mea. Era pupica mea, iar tu mi-ai dat-o pe jos. Să-ți fie rușine. I know you're watching me. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So I kept looking and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice. Please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. Am găsit o greșeală la chapter 5. Unde îți dai seama dacă este noapte sau zi? I zis că mâine o să te trezești, bă, dar nu îți dai seama când... That was really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Oh, salut! I'm so touched to put chum. Okay. What we can't just leave him. Not with the ink demon right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. Tom, we have to let him out. Inside of
vault. Let me out of here. So many questions. Muzica aia o știu și chiar îmi place, tot așa din nu pot să fac asta, nu iau copyright, dar totuși o să vă cânt un puțin. Am văzut pe Tom Spence plecat acolo. Sounds like something's stuck in the paddle wheel. Văzusem eu acolo creatorul jocului. Pe ăla, că nu știu, dar nu e nici mai bine. Dar nu vrea eu ceva, nu. Ce vrei să fie asta? Nu dacă trăiesc niște pești în cernare. Dar eu vreau să prins mâna alea foarte mare. Ca să mânci sau să mânci, nu știu la cine. Ca dacă cine să ai. Hai să mă mânc aici? Nu se mișcă? Așa, nu se mișcă puțin larg. Și asta e.
Nu mai duce. Nu mai conduce la bacă. Asta e. Să ce uite acolo. Green cu death. Ok. Deci. Nu acolo lumina aprinsă. Să mă apropii. Doar eu văd ceva acolo. Văd un topor în care... Oh! It's raid and abandoned! I trusted you! I gave you everything! Okay. And you left me to rot! Why? Why? Nu știu, pentru că ești genială. Și ai vrut să mă omor. De ce nu s-a venit cu muzica? You lied to me. You said I'd be free. Well, I'm going to free you now. Free your head right off your shoulders. Sheep, sheep, sheep. It's time for... Ia de tot! Haide! Dă-i! Bravo! Bravo, Tom! Bă, bravo! Ești un fâine bun, meritinos. Oh. Oh, that was close. You're lucky we were in the neighborhood. Was that him? I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone. Looks like we're in for a fight. Get ready. Watch out! Here they come! What are you
do this. Keep fighting. I've never seen this many before. I've never seen this many before. Get away from me! I think that's all of them. But you never know where they're gonna crawl out of next. Probably best if we stay together from now on. Henry? Think you can lead the way? Așa. Vom încerca. Haideți. Not these guys again. I better stay out of sight.
Mama, tu glumești cu mine. Cred că glumești. Păi sunt toți. Pe bine. Și văd că am văzut acolo niște pipe. Acolo este ceva interesant. Sper că ați pus pauză ca să citiți. Eu cred că glumești cu mine. Măcar dacă era Fisher. Acolo e cel mai încet, are două viteze. Încet și foarte încet. Foarte încet, atunci așa ce încă și nu știu. Iar încet și încă și cum se leagă. Sper că mă aud. 2-1, 2-1. Hai. Oh, da, ne dă. Da, ne dă. Păi am găsit cea mai bună strategie, boss. Mă întâi trebuie să punem ăsta. Nu, 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 ăsta. Acum aici știu că nu se va întâmpla nimica, pentru că dacă nu este bachelor gaming-ul, eu sunt aparent o să moară. Știu că nu se întâmplă nimic aici. Îmi dă așa, ca să te sperie puțin pe tine și pe mine. Ha, mă, tu glumești! Am zis că nu mai... Ăla, Piper, dar fi și nu l-am văzut. Nu l-am văzut chiar deloc. Bă, nu că am vrea și să-l văd, dar mai degrabă decât Striker. Striker cred că este cel mai rapid. Bacer nu am dat. Frații. Frate, Grim. De, haide, 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 haide. Bună! Aleagă, aleagă, aleagă. Dar n-am explorat harta asta. Sunt să fiu chiar mie doar de Boris. Ba, bună, Piper! Mă las să nu se explorez. Fisher nu e la party. Nu să te mănânce, că Boris de Wolf chiar e un câine bun. Care din păcate a fost transformat de Alice, Angel. Mergem să luăm
a treia bucată până nu văd pe Fisher. L-o fi mâncat ăștia pe Fisher. Mă, nici de parcă aș vrea să-l văd. E un Butcher Man, bă. Butcher Man, băi, sunt cam răi. Lasă-mă. Sunteți pregătiți să trecem și de partea asta? Sincer, chiar da. Acum am simțit să fim, trebuie să fac și un speedrun, dar totuși. Mergem. Umplem. Luăm asta. Yay! Mergem să punem și să trecem mai departe, să scăpăm și noi de aici. Măcar vreodată. Trebuie, n-am verificat aici. Report to Tent Home Office. Client, Joey Drew Studios. Although we're making progress, the client's expectations keep changing. What started as a seems to be teetering in the edge of the vault. Looks like whatever was here was taken long ago. How did you get down here? It pays to carry a rope. You should try it. Look, I know where we have to go, but it's not gonna be pleasant. The Ink Demon has something that we need. I'm going after him. You wanna go to his lair? Are you crazy? That's death. That's where the trail seems to lead. Well, it's probably close by. Probably through that door. But it won't be easy to open. I'll need 3 gears, a crowbar, some kind of counterbalance. Huh. Well, that works too. I guess. Okay. Nu mă așteptam la asta, chiar nu mă așteptam. Mă țin câte când 7-1. Cam așa ceva arăta biroul. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Noi acum suntem în altă parte a studioului, Henry. Ai mâncat prea mult bacon, prea mult bacon, sau? Da, ok. Quiet. Don't make any noise. Bună, Bendy! Acum mă întreb dacă Bendy poate vedea prin geam. Totuși. Hai să vedem. Am întâi vreau să văd ceva. Ok, nu mai are. Și parcă văzusem eu tot așa un secret. Care dacă îi dai osul lui Boris, unul care poți să găsești în safe house. Mamă, dar câta mașină! Wow! Okay. I've never seen this before. Cred că... I don't see any way around. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there, well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. And I guess it's all up to me. And I don't even know what I'm doing here. I don't even know why this is all happening to me. You're here for a reason, Henry. There's always a reason. Even when you can't understand it. It's time. Set us free. Nu vedem acum că... Nu, Bendy. Nu se rog la Bendy ca să zică. They could have at least given me a weapon. Nu, Bendy. Yeah,
Ah, no, chiste. Vin Bendy and the Nightmare Run. Noi jo gratis pe telefon, dacă vreți puteți să-l instalați, nu costă nimica, e totul gratis. În primul nivel, care sigur e gratis și ăla, poți să vezi pe Chester care te urmărește. It's simply awe-inspiring what one can accomplish with their own hands. A lump of clay can turn to meaning if you strangle it with enough enthusiasm. Look what we've built. We created life itself, Henry. Not just on a silver screen, but in the hearts of those we entertain with our fancy moving pictures. But when the tickets stopped selling, when the next big thing came along, only the monsters remained. Shadows of the past. But you can save them, Henry. You can peel it all away. You see, there's only one thing Bendy has never known. He was there for his beginning. But he's never seen the end. The end. Uh-oh. Bendy. Dar cum e faza? De ce Bendy este dita mai... Beast Bendy, să zic. Este dita mai... Măciuca. Și atunci care e picioare de bebeluș? Cum vine asta? Să zic așa. Și el are picioare de bebeluș și nu este un fortos. Iarăși m-am prins cu aceea fază. Încep să devin prost. Trebuie să găsesc ieșirea mea pe faza asta.
l'ultima. Aparent asta este un ecran alb. Foarte fain. Wow. Și niciodată nu imaginam că o să văd alb în Bendy. Și eu, sau roșu, sau roz, sau albastru. Un puș. Ce tare. De ce sunt într-un apartament? Un pătuț. Aici. Bendy văd semi-lans cu Bendy pe sprint. Boris care se bate cu Bendy. Boris face o supă. Le proiectează pe Bendy. Bace Bendy care se dă în caruțel. Văd Boris care ține mâna strâns pe semi. Engine pipe. Bendy in the ink machine. Bendy wins. What? Blam. Ok. Deci e foarte fain. Ce avem aici? Henry! Henry! So soon! I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know. You have questions. You always do. The only important question is this. Aparent sunt și oameni în Bendy. Henry, un om. I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned.
I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. Okay. You should have pushed a little harder. Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Oh! All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. I want to see this. Avem pe toți boli și să zicem George Thomas. Bendy and the Ink Machine. Another one, Uncle Joey. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!